Salutare tuturor! Numele meu este Denis. Iar astăzi vom face o tunsoare virtuală. Pentru toți care au așteptat acest video să se întâmple de foarte mult timp și nu s-a întâmplat, se va întâmpla acum. Va fi foarte relaxant, deci ar fi foarte bine ca să vă așezați confortabil, să vă băgați căștile în urechi și să ascultați cu foarte mare atenție. Și cel mai important, pentru că este un roleplay, să vă imaginați ca și cum ați fi la un salon sau la un frizer care vă va tunde chiar dacă sunteți la sute de kilometri depărtare. Asta este partea cea mai frumoasă. Nu trebuie să fiți fizic acolo, puteți fi și virtual. Primul lucru pe care îl vom face, desigur, va fi să peptânăm oțelă părul, să vedem în ce stare este. Apoi îl vom muta cu oțelă apă, care avem aici în sticluță. Pentru că va fi mult mai ușor de lucrat cu el. Te rog frumos să fii foarte calm. Să fii foarte calm. Eu voi lucra foarte încet. Să mă asigur că totul este în regulă. Iar la sfârșit vei fi foarte mulțumit. Hai să schimbăm piaptenul. Ok. Totul pare în regulă până acum. Totul este în regulă. Te rog frumos să închizi ochii. Pentru că nu vreau să-ți intre apă deloc în ochi. Ok. Am să desfac capacul. Agităm oțelul în apa și am să aplic doar foarte puțin pe părul tău. Cam așa. Am să pun capacul la loc. Trecem o dată cu piaptenul prin părul tău. Apropo, este foarte bine întreținut.
cătăm noi aici, te rog frumos să te gândești ce fel de frizură ți-ai dori. Ok. Nu prea pare ieșit din comun. Stai liniștit. Putem să facem asta, nicio problemă. Ok. Dacă tu vrei așa să fie, așa va fi. Orice îți dorești tu. Da, desigur. Cum dorește clientul, așa se va face. Bine. Am să încep prin a tăia o țără din breton. Am să îndrept partea din față, ok? După care vom continua în sus, iar apoi vom lua o țără mai scurt pe margini. O să folosim un combo foarfecă și piaptă. Ok? Perfect. Bine ar fi dacă nu s-ar lipi firele astea mititele de piaptă. Ok. Am să las farfeca asta deoparte. Curățăm piaptă în o țară. Foarte blând și ușor. Perfect. Acum am să folosesc aceste foarfeci, care sunt foarte precise, foarte scuțite și îmi plac foarte mult. Au acest mâner mic, confortabil aici. Extraordinară. Și voi tăia o țără din perciuni. Îi voi îndrepta. Să ne mutăm și în partea asta la altă. Acum vom lucra deasupra și am să reduc o țară din greutatea părului tău. Pare așa de greu aici, îl vom lua o țară așa mai pierdut, ca să zic așa. Și pentru asta vom folosi aceste forfeci imense pentru a scurta timpul.
să vedem. Ok. Curățăm zona. Să nu rămână niciun firicel de păr. Ca să nu trebuiască să te mai și spăl pe cap după aia. Da. Știu că te grăbești. Tocmai de aceea. Bun. Am să mai aplic o țărapă, ok? Să nu te sperii, poți să ții ochii închiși, nu este nicio problemă. Ok, am să țin mâna pe ochii tăi. Mă asigura că nu-ți va intra în ochi, ok? Perfect. Aceste farfeci zimțate care mă vor ajuta foarte mult în privința asta sunt unele din preferatele mele și sunt geniale, iar hai să observi diferența before and after. Nici nu trebuie să tăie mult. Și cam asta a fost. Să vedem ce a ieșit. Perfect. Dacă mă uit mai bine, nu cred că am lăsat niciun fir de păr. Și nu va fi nevoie.